Bună! Sunt Cori Grămescu și astăzi facem împreună exerciții pentru abdomen. Pentru că cel mai bun antrenament pentru abdomen este Pilates, vom inventa câteva mișcări preluate din Pilates, combinate cu câteva exerciții din sala de sport, astfel încât să avem cea mai bună eficiență. Nu uitați, atunci când facem exerciții pentru abdomen, este important să stabilizăm bazinul, să ținem spatele fix și să lucrăm cu foarte mare atenție. Mai bine mai puține repetări corecte decât multe și greșite. Ne întindem pe spate, umerii pe podea, ancorăm bazinul și noada pe salteruță și ridicăm picioarele la 90 de grade. Încordăm coapsele, tibile la 90 de grade, tălpile flexate, degetele împreunate pe ceafă și privirea este întotdeauna ridicată spre tavan. Coatele apropiate de cap, gâtul stă fix, stabil și sprijinit pe palme, abdomenul încordat, expir, ridic umerii de la podea, inspir, întind picioarele spre verticală și cobor. Expir, trag la 90 de grade, inspir, întind. Expir, ridic, inspir, cobor. E foarte important să încordăm mușchii picioarelor atunci când întindem coapsele. Expir, inspir. Ne așezăm acum picior peste picior. Privirea spre înainte, abdomenul încordat, expir, ridic cotul, pe aceeași parte cu genunchiul spre înainte, inspir, cobor. Expir, ridic, coboară lent. E foarte important să menținem bazinul fix, fesele strânse și picioarele încordate. Cu umerii ridicați și stânga-dreapta răsucim un pic lent, cotul spre genunchiul opus, lent, răsucim stânga-dreapta. Coborăm pe saltea și expir, duc pe diagonală cotul spre genunchi, bărbia sus, privirea spre partea de sus a camerei, inspir, coboară lent, expir, ridic, inspir, cobor. E foarte important, ținem fesele strânse, picioarele încordate, stabilizăm partea de jos a trunchiului și lucrăm izolat la nivelul abdomenului. Relaxăm, schimbăm picioarele, trecem cu celălalt picior sus, ancorăm zona lombară pe saltea, stabilizăm coloana să fie dreaptă, piciorul în ax cu jumătatea trunchiului, mâinile la ceafă, coatele spre înainte și ridic cotul de pe aceeași parte cu genunchiul spre genunchi. Rămânem sus, stânga-dreapta, cotul pe genunchi, 1. Relaxăm și ridicăm pe diagonală, ușor ridicăm, eliberăm lent și sus, jos. Următorul exercițiu pentru abdomen vine din Pilates, este vorba despre hundreds. Întindem picioarele pe verticală, abdomenul încordat, ridic umerii de la podea, bat aerul cu palmele, inspir, 2, 3, 4, 5, expiră, 2, 3, 4, 5, cobor ușor picioarele, 4, 5, inspiră, 2, 3, 4, 5, inspir, 2, 3, 4, 5, expir, 2, 3, 4, 5, coborâm din nou picioarele dacă putem susține coloana vertebrală fixă, 4, 5, expiră, 2, 3, 4, 5, trebuie să lucrăm la limita durerii, fără să ne doară spatele. Încep să ridic ușor picioarele. 4, 5, expiră. 2, 3, 4, 5, inspir. 2, 3, 4, 5, expir. 2, 3, 4, 5, ridic picioarele. 4, 5, expiră. 2, 3, 4, 5, relaxăm.
Pentru a remodela abdomenul este important să facem mișcare regulat, de 2 sau 3 ori pe săptămână, la intensitate medie sau ridicată, potrivit nivelului nostru de rezistență fizică. Însă este mult mai important să avem un antrenament pentru toate grupele musculare ale corpului și să avem o alimentație sănătoasă bazată pe alimente naturale, disponibile în sezon și cât mai neprocesate. Nu uitați să vă hidratați bine, să vă odihniți, faceți mișcare în fiecare zi și rezultatele se vor vedea la nivelul taliei și la nivelul întregului corp, de fapt.